Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici în veci stăpâni. Și apropo, pentru toți cei care acuză de tot felul, ce ai făcut când aveai tu 13 ani? Ce ai făcut tu când lucrai nu știu unde, de ce nu l-ai oprit până stase să nu știu ce? Bă, mă uit la oameni și mă dau seama cât de proști și cretini sunt unii. Pentru că nu poți să spui altfel. Pentru că mă întreb unde au fost ei. O țară întreagă trebuia să iasă și să efectiv să-i oprească, da? Pe ăștia, când industria României a fost pusă pe butuci. Când am început să ne împrumutăm, da? Pentru prima dată. Când a venit femeiul, când s-au desfințat spitalele. Când românii au fost nevoiți să plece din țară. Unde ați fost voi, cei care ridicați vocea acum și urlați unde am fost eu? Toți, toți, fiecare om din această țară este complice la distrugerea României. Absolut toți. Nu există nicio excepție. România trebuie să iasă în stradă, să-și apere țara și poporul cu propria viață. Nu te-au lăsat să ajungă acești nenorociți la guvernare timp de 32 de ani. Voi ați votat un Iliescu cu 92%. Nu eu. Eu nu aveam drept de vot. Voi ați permis Parlamentului României în 2004 să voteze legea de privatizare a Petrom. Năstase a fost băiat deștept. El doar a negociat și le-a trântit Parlamentului. N-avă mă și votați contract. Unde Dumnezeu s-a auzit vreodată ca un contract de vânzare-cumpărare să fie făcut printr-o lege? Bă, noi suntem nebuni la cap. E legea 555/2004. Și eu eram indusă în eroare de tot felul de ziariști de 3 lei care spuneau că vai, guvernul Năstase a semnat vânzarea. Băi, și când te uiți pe lege, contractul de privatizare a Petrom e votat de Parlamentul României. Singurul partid care s-a opus a fost PRM-ul, datorită lui Vadim Tudor. A fost singurul. Restul, niciun partid nu s-a opus. Toți au votat la 200 de mâini. Despre ce vorbim? Unde ați fost voi, românii, care mă acuzați că nu știu ce am făcut și n-am făcut? Unde ați fost, mă? Complicilor la asasinat economic al României. Toți, absolut toți, fiecare român este complice la asasinarea României. Toți, să vă intre bine în cap. Cum era unde ați fost când a murit Viteazul, nu? Mihai. Oare unde au fost românii când a fost ucis Viteazul? Tot așa și tot așa. Mereu pare că suntem absenți la momentele cele mai importante ale țărișoarei noastre. Acum, fii atent, se dă hidroelectrica, se cotează la bursă, anunț, strict din Parlament, n-a ieșit unul! Unu! Da? Că ei nu sunt conștienți, românii nu sunt conștienți. S-au dat gazele și petrolul din Marea Neagră. Unde a fost poporul român? Acum, eu acum vă întreb, unde ați fost? Unde ați fost? Cereți altuia să iasă pentru voi? De ce? Credeți că un singur om oprește lucrul ăsta? Se dă portul Constanța. Apropo, Lacul Roșu s-a terminat, el al Ungariei, știați? De unde? Da, Lacul Roșu este al Ungariei, proprietatea statului ungar. Știați? Duceți-vă și plătiți în forință acum. Unde sunt românii când e nevoie de ei? Unde sunteți? Voi ăștia care ridicați vocea și mâna că nu știu ce Dumnezeu am făcut. Unde sunteți voi și ce ați făcut voi? Complicilor la asasinatul României. 23 de milioane de români complici la asasinatul României. Asta este adevărul. Asumați-vă. În momentul în care vom ști să ne asumăm vina de a fi distrus împreună România fără a ne fi opus, atunci de-abia avem șansa de a recupera țara.